Stupii cu albine sunt la mare căutare. Printre hoți, însă, un grup infracțional din Hunedoara a furat aproape 600 de stupi din județele Alba, Arad, Harghita și Buzău. Cea mai mare parte din pradă au ascuns-o într-o localitate de lângă Deva. Rețeaua a fost destructurată, iar polițiștii au reținut 11 persoane. Prejudiciul se ridică la peste 400.000 de lei. Am efectuat mai multe percheziții domiciliare, printre care și în acest loc unde unul dintre învinuiți avea depozitați aproximativ 300 de stupi. Stupi despre care credem că sunt furați și avem suspiciunea că sunt furați de pe raza mai multor județe. Polițiștii din Alba, Hunedoara, Gorj, Harghita, Buzău și Tulcea au efectuat simultan 15 percheziții. Cele mai multe, 10 la număr, au fost în Hunedoara. Ancheta a stabilit că furturile s-au produs în perioada martie-octombrie 2013. După ce luau stupii, suspecții îi transportau în diferite locații din țară, unde aveau persoane de legătură. 6 dintre învinuiți sunt hunedoreni și au între 24 și 44 de ani. Ridicăm acești stupi și o să-i predăm părților vătămate. Cei mai mulți stupi au fost aduși în localitatea Vețel, lângă Deva. Aici au venit și apicultorii păgubiți ca să-și recupereze paguba. Cum ați constatat? V-ați trezit? Seara la 9, la 1 august, am plecat eu de la ele 10 km până acasă. Și în 2 august s-a dus băiatul în sus și a intrat pe acolo și a văzut că a dispărut 50 de familii. Aveam 59 și mânuța poliție. Sunt apicultor de 30 de ani, dar nu-mi puteam imagina la o scară atât de mare să poți să furi. Oamenii au și o variantă. Alți apicultori ar fi comandat furturile. Acum, cu fondurile astea europene, mulți și-au făcut măsuri 1-4-1, 1-1-2, 1 ce știu eu ce, și n-au putut să realizeze contractele. Venea în control și probabil au apelat la asemenea lucruri. Oamenii din sat spun că au văzut stupii în curtea suspectului, dar nu se gândeau că ar putea să fie furați. Asta pentru că în comună sunt apicultori mulți, pe care îi cunosc de ani de zile. La acțiunea de azi au participat aproape 100 de polițiști și jandarmi din 6 județe.